Salut, prieteni! Astăzi am început să pun plasa de protecție pentru struguri, să nu mai vină graurii. Am pus pe o parte, să pun și pe aici, prin interior. Deci am pus pădă în afara, la volt aici. Deoarece observați că strugurii au început să prindă culoare. Aici avem soiul de struguri muscat poloschei. Un soi într-adevăr foarte bun. Dar asta în cazul dacă, deci trebuie să-i băgați și apă. Este un mare iubitor de apă, acest soi de viță de vie. Dacă îi băgați apă, face struguri, deci niște struguri foarte frumoși. Aici la fel este un strugure, tot la fel muscat poloschei. Observați că a început să prindă culoare. Cred că este înainte, deci perioada de coacere acum este înaintată foarte mult. Anul trecut nu erau așa nici la sfârșitul lunii septembrie. Observați ce frumos sunt acum, au început să îngălbenească. Au prins și gust de muscat foarte plăcut. Și cum v-am spus, am început să pun plasa de protecție. Deoarece v-am spus, aici am început să-mi se coacă foarte bine strugurii. Și de aceea am zis ca să pun plasa de protecție, pentru că nu mai ține vrăjala. Au început să au dat la prune și acum începe să dea și la struguri. Aici este soiul de viță de vie muscat Alexandria. El a fost ciorchine mult mai mare, dar din cauza polinizării foarte slabe, cam atât a rămas din el. Oricum este un strugure foarte frumos. Deci se poate observa și acesta este un strugure foarte frumos. V-am spus, acum depinde cum face polinizarea bine. Ce vreau să vă arăt aici este soiul de viță de vie care a fost altoit acum, în această primăvară. Acesta de aici este soiul Chismistimus, iar aici este Padarog Nesvetae. Observați ce struguri frumoși. Aceștia, v-am spus, au fost altoiți acum în primăvară. Să observăm când a fost Nesvetae altoit. Pe 34-a, iar Timusul a fost tot așa în aceeași perioadă este, dar aici am pus altă bandă, deci e cu bandă galbenă. Am pus să a apucat undeva data undeva pe aici prin dos și nu se observă. Dar observați ce frumos sunt amândoi. Și acesta la fel, un strugure foarte frumos. Padarog Nesvetae, într-adevăr, s-a făcut foarte frumos. Și de aceea am zis ca să pun plasa de protecție. O să pun la toată bolza plasa de protecție, deoarece v-am spus, a început să vină foarte mulți grauri și trebuie protejată vița de vie neapărat acum, în această perioadă. Deoarece v-am spus, acum au început să vină foarte mulți grauri de la câmp. Aici la fel tot am tot muscat poloschei, este și această viță de vie aici. Într-adevăr este încărcată de struguri. Cam atâta aș filma mai mult, dar din cauza că bateria nu este încărcată foarte mult la telefon, o să mai fac alt videoclip după ce încarc telefonul. Vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere!